Caz de agresiune la Inspectoratul de Poliție din Soroca. O înregistrare video arată momentul în care un angajat al inspectoratului lovește cu picioarele într-un bărbat care fusese escortat. Situația s-a produs duminica trecută, dar s-a aflat abia acum, după ce imaginile au fost făcute publice. Poliția Națională anunță că polițiștii care au tangență cu acest caz au fost suspendați, iar procurorii au pornit proces penal pentru tortură. Nu este clar câți polițiști figurează în anchetă, pentru că în comunicatele de presă nu se spune acest lucru. Investighează cazul și avocatul poporului, care va monitoriza acțiunile poliției în raport cu persoanele reținute. Imaginile luate de pe o cameră de supraveghere arată momentul în care un polițist îl trage afară pe bărbat aflat pe bancheta din spate a mașinii de serviciu. Mai apoi, din motive necunoscute, îl lovește cu picioarele, după care îl escortează în inspectorat. La întreaga scenă au asistat și alți polițiști. Deși cazul s-a produs în noaptea dintre 30 spre 31 ianuarie, opinia publică a aflat abia aseară, după ce imaginile au fost încărcate pe un canal specializat de pe Telegram, fiind preluate de instituțiile media. La câteva ore distanță, Inspectoratul General al Poliției a confirmat cazul, dar a negat că ar fi încercat să tăinuiască incidentul. Potrivit unui comunicat de presă al poliției, în data de 31 ianuarie curent, doi cetățeni au apelat la serviciul 112, unde s-au plâns că au fost agresați de câteva persoane. La fața locului s-a deplasat grupul de reacționare operativă, care a constatat că bărbații au avut un conflict într-o stație PECO din orașul Soroca. În timpul discuției au solicitat polițiștilor să-i ducă acasă cu automobilul de serviciu, au fost aduși însă la Inspectoratul de Poliție Soroca. Aici, între polițiști și persoanele escortate, s-a iscat un conflict. În acel moment, unul dintre bărbați a apelat la serviciul 112 și a raportat că a fost bătut de polițiști. Inspectoratul General afirmă că imediat după producerea incidentului, polițiștii au fost înlăturați de la exercitarea atribuțiilor de serviciu. Pe numele lor a fost pornită o anchetă de serviciu, iar a doua zi un proces penal. Urmărirea este condusă de Procuratura orașului Soroca, a comentat situația și șefa Ministerului de Interne. În calitate de ministru al afacerilor interne, nu voi admite orice formă de abatere disciplinară care să contravină intereselor sau drepturilor cetățenilor. Am solicitat pornirea unei anchete speciale SPIA pe cazul polițiștilor bănuiți de agresiune fizică. Ana Revencu a mai adăugat că așteaptă de la conducerea IGP acțiuni prompte pentru a verifica dacă factorii de decizie de la Inspectoratul de Poliție Soroca și-au îndeplinit corect atribuțiile de serviciu. Cazul de agresiune a ajuns și în vizorul oficiului avocatului poporului, care s-a autosesizat. Aceste acțiuni și inacțiuni, pentru că acolo mai erau și angajați care pur și simplu nu au intervenit, sunt condamnabile din punct de vedere legislației penale și sunt sancționabile ferm de avocat poporului. Mizăm pe o anchetă promptă și efectivă care să aducă claritate și rezultatele acestea să fie publice. Sigur că persoanele respective care au participat la asemenea acțiuni nu trebuie să se regăsească în serviciu și noi sperăm că ei deja sunt suspendați din funcții. Oficiul avocatului poporului consideră că acțiunile polițiștilor constituie un act de tortură și rele tratamente. Codul penal prevede pentru această infracțiune închisoare între 6 și 10 ani.